Victor Chironda, fostul viceprimar al Capitalei, este candidatul platformei DA la alegerile pentru funcția de primar al municipiului Chișinău. Anunțul a fost făcut de către liderul formațiunii DA, Dinu Plângău. La o conferință de presă alături de echipă, el și-a enumerat prioritățile în cazul în care va fi ales edil al Chișinăului. În prezentarea sa, Victor Chironda s-a recomandat ca fiind un om integru și gata să lupte pentru interesul public. Totodată, el a spus ce anume îl face să candideze la primăria Capitalei. Motivația mea de a participa în aceste alegeri este una simplă. Eu vreau să reformez primăria și să demonstrez că orașul se poate dezvolta într-un mod care face viața mai confortabilă și mai plină de oportunități pentru afaceri, pentru locuri de muncă, familii cu copii și tineri care vor oportunități și condiții aici, acasă. Împreună cu Victor Chironda, candidatul platformei DA la Primăria Capitalei, ne angajăm să desfășurăm o campanie constructivă, pozitivă și orientată spre soluții concrete. Vom avea doar promisiuni electorale argumentate, realiste și justificate. Totodată, Chișinăul și suburbiile au nevoie de o viziune strategică pe termen lung. Un plan de modernizare a capitalei. Anume, acest aspect major ar putea să devină principala temă de campanie. Victor Chironda a fost demis acum 2 ani din funcția de primar de Chișinău în urma unui vot de neîncredere al consilierilor municipali, după ce l-a învinuit pe primarul general Ion Ceban că nu s-a împotrivit demolării Hotelului Național. De cealaltă parte, Ceban și-a acuzat subalternul că a gestionat prost domeniul arhitecturii de care era responsabil. Pentru alegerile locale generale din toamnă și-a anunțat candidatura Partidul Coaliția pentru Unitate și Bunăstare, fiind vorba de Ion Bulgac, în vârstă de 23 de ani, licențiat în drept. Partidul Liga Orașelor și Comunilor merge în scrutin cu activistul CICVIC Mihai Bagaz, iar PAS cu Lilian Carp. Anatolu Sat este candidatul Partidului Dezvoltării și Consolidării Moldovei, Vasile Costiuc cel al Partidului Democrației Acasă, iar Ruslan Codreanu a fost înaintat de Partidul Puterea Oamenilor. Partidul Pace, condus de Gheorghe Cafcaliuc, a anunțat că o va propune pe Tatiana Bordianu. Deocamdată, actualul primar Ion Ceban nu a anunțat oficial dacă va pretinde la al doilea mandat. Data alegerilor locale urmează a fi stabilită de CEC cu cel puțin 70 de zile înainte de scrutin.